Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Prefectul Nicu Șorhalici a prezentat astăzi concluziile controalelor ce au fost efectuate în azilele de bătrâni din Vrancea. S-au aplicat peste 160 de sancțiuni, dintre care 20 de amenzi în valoare totală de 136.000 de lei și s-au dat termene de intrare în legalitate acolo unde a fost cazul. În ceea ce privește verificarea celor 51 de centre care erau înregistrate la nivelul județului Vrancea, acordând aceste servicii sociale rezidențiale, vreau să vă spun că cele patru echipe care au angrenat un număr de aproximativ 104 funcționari au constatat mai multe măsuri care au fost încălcate și au dispus un număr de 150 de măsuri de remediere, iar numărul sancțiunilor, pentru că știu că reprezintă un interes public, este în jur de 167, dintre care 147 de avertizmente și 20 de amenzi, iar valoarea amenzilor sunt undeva la 136.000 de roni. Repet sau subliniez că acestea vizează doar cele 51 de centre rezidențiale. În ceea ce privește celelalte patru centre identificate, acele azile fantom, așa cum le-am denumit eu, în sensul că nu au avut niciun aviz, nicio autorizație, nu erau cunoscute instituțiilor statului din județul Vrancea, au mai multe remedieri. La unul, așa cum știți, la Vârteșcoiu s-a dispus sigilarea celor două clădiri care acazau cele 42 de persoane în diferite riscuri și stadii de boli și au fost relocați, așa cum știm, la Spitalul Județean Vrancea. Ieri am mai identificat trei astfel de centre care, în schimb, deși nu erau autorizate, nu au avize și la fel nu au solicitat niciun fel de, să-i spunem, asistență din partea statului, ele funcționau și deși am avut cumva ca primă intenție să avem aceeași abordare ca la Vârteșcoiu, constatarea condițiilor a schimbat decizia față de cea de la Vârteșcoiu, pentru că în aceste trei centre condițiile sunt bune spre foarte bune. Chiar într-unul dintre ele este extraordinar de bine. La fel, doar aici gradul de încărcare cu paturi, cam două paturi pe fiecare centru, unul dintre ele avea trei paturi suplimentar față de minimul necesar de metri pătrați care ar trebui să-l aibă un rezident. De asta am luat decizia împreună cu factorii responsabili din echipă de punere în vedere administratorului, respectiv Crucea Roșie, dacă își asumă să intre în legalitate și să înceapă să își ia procedura de avizare și autorizare în perioada imediat următoare, adică începând de astăzi. Și la aceste trei centre de ieri identificate, echipele au solicitat asistarea livrării mâncării, care la fel era gătită acolo. S-a luat legătura cu o firmă de catering. Deja a făcut Crucea Roșie contract cu firma de catering să le asigure mâncarea. Înțeleg că cea mai mare parte dintre rezidenți aveau încheiate și contracte sau sunt în evidența medicilor de familie din localitatea Gugești, acolo unde sunt cele trei centre, și ar avea asigurată asistența medicală, urmând ca pe parcursul zilei de astăzi și în următoarea perioadă să identificăm pe fiecare dintre pacienți, să vedem dacă are și asistența medicală sau este înscris la un medic de familie. În fiecare an, pe 13 iulie, se marchează la nivel național Ziua Contabilului Român. Au trecut mai bine de 100 de ani de când regele Ferdinand I al României a aprobat legea pentru organizarea corpului de contabili autorizați și experți în România. Momentul a fost marcat ieri, prilej cu care doi contabili noi au depus jurământul.
1921-2023, respectiv 102 ani de la înființarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, mai bine de un secol de la reglementarea profesiei contabile. La Focșani, momentul a fost marcat de filiala Vrancea printr-o întâlnire la un restaurant din oraș. În urmă cu 102 ani, la 13 iulie 1921, prin decret regal, a fost reglementată în România profesia contabilă și a fost înființat organismul profesional cu atribuții în gestionarea acesteia. În fiecare an, ne bucurăm să celebrăm contribuția excepțională a membrilor CECAR la impunerea, în interes public, a profesionalismului în domeniul financiar contabil, bazat pe cei doi piloni fundamentali, competența și etica profesională, și să reflectăm asupra realizărilor și impactului pe care aceștia l-au avut asupra dezvoltării organizațiilor și comunități la care activează. Independența și profesionalismul sunt de altfel valori definatorii ale iberprofesionalismului contabil. Contabilii vrânceni au primit felicitări din partea autorităților și a colaboratorilor. Eu, în calitate de președinte, vă doresc din tot sufletul sănătate, spor la bani, clienți de cea mai bună calitate, lipsă de necazuri din punct de vedere profesional, salariați de cea mai bună calitate și un sincer la mulți ani din partea mea, din tot sufletul. O să dau în continuare cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean Vrancea, în calitate de înalt oficial la noi în eveniment. Văd în sală oameni pe care îi cunosc de-a lungul timpului, oameni pe care sper să-i cunosc, reprezentați, chiar mă gândeam, contabil, contați în ceea ce înseamnă administrație, în ceea ce înseamnă parteneriatul pe care încercăm și în calitate de președinte al Consiliului Județean Vrancea să-l avem cu toate instituțiile și toate asociațiile. Dumneavoastră reprezentați o organizație extrem de importantă, îl salut și pe domnul director, să zicem, șef al administrației financiare, nu se putea fără finanțe aici, de asemenea și pe domnul președinte al Tribunalului Vrancea, încă un președinte, deci sunt doi în acea sală, deja e o problemă, dar sunt convins că astăzi, la acest eveniment, dumneavoastră aveți multe lucruri de împărtășit. Sunteți o organizație de specialiști, sper să aveți succes în continuare și, în același timp, sper să aveți încredere că putem fi partenerii dumneavoastră. Cine suntem noi, cine sunteți dumneavoastră, cine sunt contribuabilii, eu zic că formăm un triunghi echilateral în care, dacă avem respect unii față de alții, eu zic că vom avea și un mediu economic prosper în România. Față de domnul judecător, dacă aș intra în digitalizare, cred că aș putea să stăm 20-30 minute de vorbă, dacă nu vă face plăcere. Sunteți cu evidențe contabile, cred că și la contribuabili mijlocii și prin termenul 31 la SFT. Mai avem parcă un întreg proces de implementare a caselor de marcat, conectarea lor la serverul ANAF și așa mai departe. Eu zic că împreună cu dumneavoastră putem să facem față acestui proces de digitalizare și ca reprezentant al AJFP Vrancea vă stăm la dispoziție oricând doriți și zic eu ca și până acum. În numele meu personal și încă o dată al colegilor vreau să vă urez la mulți ani, iar din punctul meu de vedere este că am încredere că împreună vom evolua, ca să iau un titlu de la dumneavoastră, și mult respect față de profesia care v-ați ales-o. S-a spus mai devreme un cuvânt, evoluție. Evoluție înseamnă creștere. Creștere înseamnă de la mic la mare. Noi suntem cei care începem creșterea. Noi avem sămânța, începe germinația, ies pui de contabil, pentru că pe profilul servicii, în curriculumul național, orele de contabilitate și finanțarea afacerii sunt ore obligatorii. Așa că toți cei care parcurg acest profil, volens nolens, învață un pic de contabilitate, învață finanțarea afacerii, iar cei care sunt interesați vor continua să învețe la învățământul superior și vor fi cei care vă vor urma dumneavoastră în această profesie. Sper să ne reprezinte cu bine pe noi cei care le dăm startul. La mulți ani! Cu aceeași ocazie, doi noi experți contabili au depus jurământul. Răstiți după mine. Jur să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării. Jur să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării. Să respect prevederile regulamentare.
regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabilor Autorizați în România. Să respect prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabilor Autorizați din România. Și ale codului privind conduita de etică și profesională a experților contabili și contabilor autorizați. Și ale codului privind conduita etică și profesională a experților contabili și contabilor autorizați. Să păstrez secretul profesional și să aduc la îndeplinire cu conștiinciozitate. Să păstrez secretul profesional și să aduc la îndeplinire cu conștiinciozitate. Îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil. Îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil. Așa să ne ajute Dumnezeu. Oferta locurilor de muncă din această săptămână, publicată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea, cuprinde 121 de oferte în județ și 315 în Comunitatea Economică Europeană. Pentru cei interesați, lista locurilor de muncă este afișată la sediul instituției și pe site. În această săptămână, angajatorii din Vrancea au declarat vacante 121 de posturi pentru care pot opta muncitori din diferite domenii de activitate. În Comunitatea Economică Europeană sunt 315 locuri de muncă. Conform listei publicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea, 21 de posturi sunt pentru operator confecționer industrial, 19 pentru muncitor necalificat în industria confecțiilor, 11 pentru muncitor necalificat în alte domenii, 6 electricieni, câte 5 ambalatori manual și manipulant mărfuri și 4 posturi pentru operator mașini unelte comandă numerică. În Vrancea se mai găsește de muncă și pentru cei de meserie circularist la tăiat lemne, frezor, secretar general, stivuitorist, vinificator, tehnician sisteme de securitate, zidar, zugrav, vulcanizator, șofer, tâmplar universal, strungar, sculer, matrițer, operator la mașini de măcinare fină, produse chimice, operator chimist, mecanic auto, îngrijitor animale, inginer mecanic și gaterist. Câte un post este disponibil și pentru următoarele meserii: brutar, agent de securitate și intervenție, desenator tehnic, asistent manager, arhitect, agent de vânzări, contabil financiar bancar, fochist, funcționar administrativ, inginer sistem, gestionar depozit, instalator, lăcătuș mecanic, lucrător comercial, mașinist la mașini pentru terasamente, mecanic utilaj, modelier confecții, operator calculator electronic și rețele și rectificator universal. Dacă sunteți dispuși să vă angajați în străinătate, în Comunitatea Economică Europeană sunt disponibile 315 locuri de muncă în mai multe state. Spre exemplu, în Austria se caută, printre altele, tehnician electrician, mașinist, supraveghetor instalații electrice, șofer de autobuz. În Germania, un zidar tencuitor este plătit cu 12 euro brut pe oră, un tehnician constructor cu 2500-3000 de euro brut pe lună. În Norvegia este nevoie de farmaciști, mecanici, motoare, mecanici industriali, iar în Olanda este nevoie de un legumicultor. Spania are nevoie de forță de muncă în mentenanță mecanică și echipamente industriale, electromecanică. În Malta este nevoie de inginer mecanic, agenți de reactivare sau retenție. În Irlanda se pot angaja cei de meserie îngrijitori copii. Finlanda caută un operator CNC, Belgia un tehnician industrial automatizări, iar Slovenia muncitor turnătorie. Lista este afișată la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea, în Bulevardul Unirii, numărul 53A. Dar detalii puteți obține și la telefon 0237-2246-77. Alte 6 autobuze electrice achiziționate printr-un proiect al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au ajuns la Focșani. Vehiculele vor fi operate de SC Transport Public SA Focșani și vor circula pe toate rutele din municipiu. Municipiul Focșani va mai beneficia de 20 de autobuze electrice de 10 metri lungime, 5 stații de încărcare rapidă și 20 de stații de încărcare lentă ca urmare a implementării de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului achiziție mijloace de transport public autobuze electrice 10 metri Alexandria, Brăila, Constanța, Drobeta, Turnu Severin, Focșani, Slobozia. Zilele acestea au ajuns la Focșani primele 6 din cele 20 de autobuze electrice achiziționate de minister. Autobuze
autobuzele marca Grand Ton au 10 metri lungime, fiind practic cele mai lungi autobuze electrice din Focșani și au 24 de locuri pe scaune și 48 de locuri în picioare. Autobuzele electrice sunt de tip solo, nearticulate, cu planșeu jos, podea integral coborâtă, facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă și sunt echipate tehnic pentru operare în relief predominant de șes. În Focșani, autobuzele vor fi operate de Societatea Comercială Transport Public S.A. și vor circula pe rutele municipale. La finalizarea acestui proiect, Transport Public S.A. va avea o creștere estimată a numărului de pasageri transportați de 625.524 de pasageri pe an. Proiectul este una finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Acesta este al doilea proiect european prin care municipiul Focșani își dotează flotila de transport public cu autobuze electrice. Prin proiectul Modernizarea Transportului Public în municipiul Focșani au fost achiziționate 16 autobuze electrice Carsan, dintre care 9 autobuze electrice de 10 metri și 7 autobuze electrice de 6 metri, care deja circulă pe rutele municipale. De asemenea, au fost realizate 16 stații de încărcare lentă, precum și 5 stații de încărcare rapidă. În cadrul proiectului se lucrează și la sistemul de ticketing și informarea călătorilor. Pentru a avea o flotilă de transport public 100% verde, Primăria municipiului Focșani va achiziționa alte 31 de autobuze electrice pentru modernizarea serviciului de transport public cu fonduri prin PNRR. În paralel, Societatea de Transport Public Focșani a finalizat o investiție privind amplasarea de panouri fotovoltaice pe sediul societății, prin care asigură aproximativ 30% din energia electrică necesară încărcării autobuzelor electrice. Sunt investiții prin care Primăria municipiului Focșani susține protejarea mediului înconjurător a unui oraș în armonie cu natura. Se arată într-un comunicat al biroului de presă al Primăriei municipiului Focșani. Centrul Cultural Vrancea organizează la Paltin, în data de 30 iulie 2023, festivalul concurs al ansamblurilor folclorice tradiționale pe Plaiul Tojanului. Evenimentul a ajuns deja la ediția cu numărul 54. Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, alături de Primăria Paltin, Consiliul Local Paltin și Obștea Paltin, organizează duminică 30 iulie 2023 la ora 12, în Comuna Paltin, festivalul concurs al ansamblurilor folclorice tradiționale pe Plaiul Tojanului, ediția 54-a. Manifestare cu caracter interjudețean, festivalul își propune ca principal obiectiv cunoașterea, promovarea și valorificarea tezaurului etnofolcloric, autentic, național și introducerea acestuia în circuitul național al creațiilor artistice ale genului. Juriul festivalului este alcătuit din specialiști din domeniul muzicii, etnografiei și folclorului. Președinte este Ciprian Chițu, conferențiar universitar doctor la Universitatea George Enescu Iași și dirijor, iar membrii Lorena Oltean, interpretă de muzică tradițională, realizator de emisiuni radio, și Cristian Mușa, cercetător la Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române, secția colectivului Etnomuzicologie-Etnocoreologie. Concursul va fi prezentat de Sorin Francu, managerul Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focșani, și Cosmina Adam, expert la Centrul Cultural Vrancea. În cadrul festivalului vor concura ansambluri folclorice care vor prezenta obiceiuri tradiționale, cântece și dansuri populare specifice zonei etnofolclorice de care aparțin, din țară și din Republica Moldova, promovând și conservând creațiile artistice autentice românești, după cum se arată într-un comunicat al Centrului Cultural Vrancea. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi variabilă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 17 și 19 grade, iar cele maxime între 29 și 31 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!